Care este cuvântul pe care trebuia să-l țină minte? Întrebă celălalt vrăjitor. E un cuvânt greu, în limba latinească, cuvântul mutabor. La auzul acestui cuvânt, berzele pitite după crăpătura zidului aproape că ieșiră din minți de bucurie. O luară la fugă cu picioarele lor lungi, năpustindu-se către poarta ruinei atât de iute încât bufnița abia putu să se țină după ele. Înduioșat, califul îi spuse bufniței: Izbăvitoare a vieții mele și a prietenului meu, drept recunoștință veșnică față de tot ceea ce ai făcut pentru noi, te rog să-mi fii soție. Apoi berzele se întoarseră către răsărit. Își înclinară de 3 ori gâturile lor lungi către soarele care tocmai se înălța de după munți. Mutabor! Strigară ele și își recăpătară de îndată vechiul lor chip. Bucuria noii vieți dobândite făcu ca stăpânul și slujitorul său să-și cadă în brațe unul altuia, râzând și plângând. Când își întoarseră privirile, rămaseră înmărmuriți. Înaintea lor stătea o fată frumoasă, gătită cu podoabe de preț. Zâmbind, ea îi întinse mâna califului și îl întrebă: Nu mai recunoști bufnița? Într-adevăr, ea era. Califul fu atât de încântat de frumusețea și de farmecul ei, încât strigă: Binecuvântat fie ceasul când am luat chip de barză! Cei 3 o porniră acum împreună spre Bagdad. Califul găsi în veșmântul său nu numai cutiuța cu pulberea fermecată, ci și punga lui cu bani. În primul sat cumpărară cele trebuincioase călătoriei și astfel ajunseră curând la porțile Bagdadului. Sosirea califului stârni uimire, norodul îl crezuse mort și mare-i fu bucuria să-și revadă stăpânul iubit. În schimb, mânia lor față de vrăjitorul Mizra, care înșelase, nu cunoscu margini. Intrară în palat și îl întemnițară pe bătrânul vrăjitor și pe fiul său. Califul porunci ca bătrânul să fie închis în încăperea din castelul năruit, care slujise drept adăpost prințesei cât timp avusese înfățișare de bufniță, și să fie spânzurat acolo. Fiul său însă, care nu cunoștea vrăjile tatălui, fu pus să aleagă între moarte și pulberea vrăjită. Alegând pulberea, marele vizir îi întinse cutiuța. Tânărul trase odată pulberea pe nas și cuvântul fermecat rostit de calif îl prefăcu în barză. Califul porunci să fie închis într-o cușcă de fier, iar cușca să fie așezată în grădina sa. Ani mulți și fericiți trăi califul Rashid alături de soția sa, prințesa. Cele mai plăcute clipe ale lor erau acelea de după amiază, când venea la ei marele vizir. De multe ori aduceau vorba despre pățania lor, amintindu-și de vremea când fusese răberze. Iar când era vesel, califului îi plăcea să-l mai muțărească pe marele vizir, așa cum arătase în chip de barză. Poșa încruntat cu picioarele țepene de-a lungul încăperii, clămpănea, își flutura brațele ca pe niște aripi și arăta cum se pleca zadarnic vizirul spre răsărit, strigând mereu mu-mu-mu-mu-mu-mu. Pentru soția califului și copiii ei, joaca aceasta era de fiecare dată un prilej de haz nespus. Când însă califul clămpănea vreme prea îndelungată și se apleca mereu strigând mu-mu-mu-mu-mu, vizirul îl amenința zâmbind că va destăinui soției califului cele ce vorbiseră în fața ușii prințesei bufnițe. Ei, dragii bunicuței, aici își isprăvise limba ruh povestirea, iar neguțătorii se arătară foarte mulțumiți. Într-adevăr, nici nu știm când s-a scurs după amiaza, spuse unul dintre ei, dând la o parte perdeaua cortului. Se simte adierea răcoroasă a vântului de seară. Putem să mai facem o bucată de drum. Tovarășii săi se arătară de aceeași părere. Strânseră corturile și caravana porni iar, în aceeași rânduială. Dragi bunicuței dragi, aici se încheie povestea califului Barză. Sunt sigură că v-a plăcut și vă mulțumesc că ați avut răbdare să o ascultați câteva săptămâni la rând. Vă iubește, bunicuța!